bărbat din comuna Tâmna, județul Mehedinți, a fost prins în timp ce transporta în mod ilegal cu o autoutilitară cantitatea de 5 metri cub material lemnos, fiind depistat de polițiștii secției Strehaia. Bărbatul transporta lemn în mod ilegal, cantitatea de material lemnos fiind confiscată și lăsată în custodia ocolului Silvic Strehaia. Poliție rurală Strehaia au depistat în trafic un bărbat din comuna Tâmna în timp ce transporta cu o autoutilitară pe DN6 în localitate cantitatea de aproximativ 5 metri cu material lemnos pentru care nu deținea documente legale. Întreaga cantitate de material lemnos a fost ridicată în vederea confiscării și a fost lăsată în custodia reprezentanților ocolului Silvic Strehaia. Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor legii 171/2010. În urma verificărilor efectuate de polițiști și a măsurătorilor reprezentanților ocolului Silvic Strehaia, s-a constatat că bărbatul în cauză nu deținea niciun document legal, urmând să fie sancționat contravențional.